Deci vine 30 x pătrat y. În x pătrat, acum căutăm termene. 12. Mai avem undeva x pătrat? Da. Unde? Singur. 12x la a doua. 12x la a doua e la aici și mai este undeva ca să... Nu. Minus 12x pătrat, îl scriu. Termen în x. Simplu în x. Da. 3x și minus 25x. Face? Cât face? Minus 22x. Minus 22x. Și mai avem? Ce termen n-am luat deloc? Minus 12x la a doua, y la a doua. Așa. Și minus 29x ori y. Y la a doua, y la a doua. Și minus 29x. Da. Cred că am să fac acum încă un exercițiu în care să înmulțim așa. Deci expresia y de x și y este egal cu 2x minus 3y minus 1. Totul de înmulțit cu minus 3x plus 4y minus 7 plus sau minus, minus 3 pe lângă 2x minus y plus 5 totul pe lângă minus 4x plus y minus 2. Egal. Păi 2x ori minus 3x ori minus 6x ori minus 4x. Unde? Unde ești? Nu te-am putut urmări, curse. Deci, practic... Ai minus acolo în față, minus 3. Deci noi avem de mulțit aceste două paranteze, da? Trebuie să desfac paranteze și nu mă mut mai departe. Aici, să terminăm aici. 2x ori așa. Minus 3x. Așa. Nu. Cât face? Minus 6x. Mai departe. Minus 6. X la 2. X la 2. Mi-a zis x. Deci minus 6x la 2. Bun. Acum. Minus 3. Minus 3y ori. Deci da, asta care a început, înmulțim pe toți ăștia. Deci primul care începem cu ăsta, înmulțim pe toți. Că nu vine celălalt la rândul și ia lui cu toți. Și așa mai departe. Deci 2x ori minus 3x, a zis minus 6x pătrat. Acum 2x ori 4y. 8x ori y. Plus 8xy. Plus 8xy. Plus, nu, minus 14x. Minus 14x. Trecem la al doilea. Și am terminat cu primul. Intră la al doilea. Și ea s-a făcut la un capăt. Acum facem minus 3y. Mulțit cu minus 3x. Da. Plus... 9xy. Plus 9xy. Minus 3y ori 4y minus 12y la a doua. Minus 12y pătrat. Bun. Minus 3y minus 3y ori minus 7 plus 21y. Plus 21y. Minus, plus 3x. Plus 3x. Plus 4y. Plus 4y. E sigur plus 4y, da? Minus 4y. Atenție multă. Minus 4y. Plus 7. Plus 7. Tot într-o paranteză. Și am terminat de mulțit. Fiecare? Astea două paranteze. Poți. Doar noi punem paranteze, dar da. Nicio rost. Ok, bine. Mergem mai departe. Minus.
minus. Deci trebuie să mai întâi să fac 3, să văd care este paranteza, adică... Faci 3 ori? Minus 6x minus 3 plus 3y plus... Nu, deci minus 6x plus 3y minus 15. Asta, dar și până atunci aici, cum continuezi? Plus, minus... Ori. Ori. Păi da, acolo ați spus ori și minus? Minus este. Minus este 3. Minus 3 înmulțit cu asta și plus cu asta. E minus. Și acum ce pun eu? Ce minus. Semn? Minus, da? Pun minus și... 6x. Minus? 6x. Minus 6x. Da, dar eu trebuie să mulțesc pe un cu paranteza asta, de pe cine mulțesc? Cum? Trebuie să pun într-o paranteză, în final. Cum procedez? Parc pe minus 6x în paranteză, pun așa, mulțit aici la 7, 7 se mulțește cu paranteza cealaltă. Deci, pun paranteza înaintea lui 6. Înaintea lui 6. Minus era semnul dintre paranteze. Minusul este? Semnul dintre paranteze. Hai să lăsăm așa pe aici. Da, păi punem minus, după minus paranteză. Așa. Și în paranteză acum ce spune? 6x. 6x. Minus 3y. Da. Plus 15. Plus 15. Ai înțeles acum? Deci minusul rămâne la acolo, la treaba lui, când va veni vremea. Că noi mulțim numai pe 3 acum. 3 se mulțește, da? Și minusul a rămas în fața parantezei. Este minus 1, dacă vrei, poți zic. Minus 1 ori 3. Și el își rămâne să-și influențează, să-i exercite mai târziu. Pe lângă cine? Minus 4x plus y plus y minus 2. Egal cu. Ori scădem, ori. Acum să vedem ce putem, îl luăm de la capăt. Dar pe timpul ăsta vedem și termine asemenea și reducem, că nu pierdem timpul să copiem pe toți până când înmulțim și dincolo. Nu. Facem treabă pe traseu. Hai să zicem. X pătrat. N-am undeva X pătrat. Păi, o fi acolo, dar pe aici, în zona asta. Nu. Minus 6 x pătrat. 8 x y. X y, da? Da. O dată, aici. Și atât, atât. Ei, cât fac? 17, plus 17. Plus 17 x y. Apoi. X. X minus 14. Deci minus 17x. Sigur? Minus 14 cu 3x. Păi dar nu e minus 14. Da. E 14. Păi dar eu văd minus 14. Păi da, minus 14 e simbolul dintre cele două. Adică operația fac eu. Că dacă ar fi fost minus 14, era minus, paranteză, minus 14. Și era plus. Minus, paranteză, stai, nu înțeleg. Deci minus 14 nu-și era un număr? Eu știu că este 14, nu știu că e minus 14, eu fac 8 minus 14. Da, dar nu e cum să scazi x, y și la x. Deci, nu, tu nu înțeleg. Minus 14 nu-i termen? Ăsta, minus 14 e termen de sinus pătrător și cu plus? Plus 3. Plus 3x. Deci dacă ai minus 14x plus 3x. Hai că vreau să-ți văd unii confuzia ta, să văd ce pot face. Păi eu dacă am între 8, dacă am 8 minus 14. Păi lasă-mă că asta, ăsta e altceva, bine, s-a terminat cu el. Deci 8xy este un termen care l-a avut pe plus. Deci 8xy este un termen care l-a avut pe plus. Alt termen este în x, care are coeficientul din față este minus 14. Tu de ce te mă duci în urmă la asta? Ăsta e alt termen. Deci, sunt adunări și scăderi. Sunt plusuri și minusuri a termenilor respectivi care sunt asemenea
Cine? 8XY cu cine este asemenea? Cu 9XY. 8 și cu 9 fac 17. Am terminat cu el. Dacă aveai 8... Îl și tai ca și am terminat cu ei, i-am redus. Dacă era plus 8XY minus 9XY, cât dădea? Dacă în fața lui 9... Era minus 9XY. Cât îți dădea? Minus 9Y. Păi și... Minus XY. Minus XY. Așa. Hai, păi și acum de ce nu faci la fel? Minus 14 plus 3x. Cât face? Minus 11x. Minus 11x. Care cu partea literală, literele cele exact. Care sunt, mă interesează, după care numerele, cifrele din față le lucrez. Ca și mai fi independent. Ia numărul ăla. Da. Semnul ia numărul, nu altcuiva. A termenul respectiv. Exact. Acum. Cine avem mai departe? Y pătrat. N-am. Minus. Îl scrii. Minus 12, Y pătrat. Și Y, iată să mai avem? Da. 21 Y. Plus 17 Y. Da, plus 17 Y. Da. Plus 7. Plus 7. Deci vezi, am operat și s-au putut opera. Ceva am făcut. Da, minus. Și acum am dat plus 3. Minus, deschid paranteza, că minusul a rămas acolo în față. Îl lăsăm acolo, 24x. Cât? Minus 24x. Corect. Așa. Minus 24? X pătrat. X la 2. Că una când, mă, dragule, fii atent aici. Aude. Dacă spun, atenție, dacă spun 6x minus 4x, atunci fac 2x. Da? Da. Dar dacă zic 6x ori minus 4x, se înmulțește. 6 ori minus 4 face minus 24 și x ori x face x la a doua. Nu tot x. Exact. Da? Nu tot x. X la a doua. Hai departe. Plus 6xy, da. Plus 6xy, da. Minus 12x. Minus 12x. Plus 12xy. Plus 12xy. Plus, nu, minus 3y la a doua. Minus 3y la a doua. Plus 6y. 6y. Minus 15 ori 4. 60x. Minus 60x. Minus 60x. Plus nu, minus 15 Y. Cât? De ce ai zis minus? Cum te zice? Minus ori minus egal minus. Care e minus plus ori plus egal minus. Plus ori plus? Nu egal plus. Mecanic. Îmi pare foarte rău. Nu. Vezi? Îi ții minte mecanic. Da, și nu e bun. Sigur că da. 15 ori Y. Deci sunt cele două numere. Plus amândouă. Știam la adunare. Plus cu plus. Gândi, tu știi că minus cu minus fac plus, acum plus cu plus fac minus. Spuneam mai devreme. Ori de câte ori. Mecanică, reținem niște lucruri. Eu am făcut semnul algebră într-un limbaj pe înțelesul tuturor, se găsesc în primele lecții făcute acolo și am arătat de ce se întâmplă plus cu minus, minus cu plus, dar trebuie să, cum să spun, aceste lucruri sunt explicate odată. Eu le fac încă o dată, dar uite, aici este o dovadă clară a faptului că mecanic nu e. Nu reușim să facem. Deci o singură dată, dar greșim, totuși de plus egal. Deci 15 ori. Y e 15 Y, da. Deci plus 15 Y. Minus 30. Minus 30 ori 30, da. Închide de paranteza. Că minusul ăla din față... Da. El va face treaba lui acum. E cam la aici bucata asta făcută de stele de semne. Deci vine minus
6x pătrat copia, nu mai avem ce face 17xy minus 11x minus 12y pătrat plus 17y plus 7 acum plus nu. Dacă vrei să fie așa, să faci niște... Facem deodată, căutăm. Mai și reducem termenul asemenea și schimbăm doar. 2x pătrat mai avem undeva? Nu, nu e plus. Deci vine plus 24x pătrat. În xy. XY. 1, 2, 2. Deci 6 de ăștia, 6 de ăștia, plus 12 de ăstea. E plus 18 x, 18 x, y și y avem minusul în față, minus, minus 18 x, y. X. Da? Da. Acum, minus 12 x, mai vedem undeva x. Da. Minus 12 x, minus 60 x. Plus... Așa? Ba nu știu. Minus cu minus. Minus cu minus. Minus 72x. Știi cum făceam cu... Trebuie să vedem primariul. Că ziceam, sunt la fel. Ce e cu plus în prima parte, ce e cu minus așa, și e adunare. Și minus 2, minus 60 cu minus... Deci avem minus 72x. Iar el își va aminti la mulțire, că minus cu minus la mulțire fac plus. Plus. Și acum, uitați aici ce e adunare. Deci, am... Nu vrei? Să înțelegi că trebuie să... O să insist încă o dată la, la semne, că vede că aici avem probleme foarte complicate, foarte grele. Că dacă nu știm aici, până în clasa 12 te urmăresc este. Și o singură dată, dacă greșești un semn undeva, e stricat tot. Minus 12 și cu minus 60 face? Plus 72. Plus 72. Am zis minus, că e minus. E, tu ai zis gura, eu așa am auzit acum. Am auzit greșit, îmi cer scuze. Deci minus 72x. Da, minus 72x. 12xy. I-am terminat. Da. Da. În y pătrat. Nu este. Minus 3y pătrat. Și cu minus face plus. Plus. La 72 trebuia să zicem plus 72. Ne amintim că minus în față schimbă semnul, nu? Uh-huh. Ne-am luat cu asta. Deci în paranteză dă minus. Dă minus 72. Și cu, și, minus și cu minusul de aici face plus 72. Că noi am fost atenți numai pe rezultatul de aici. Deci face minus 72 și cu minusul de față, plus, la mulțime, face plus 72x. Acum, suntem la minus 3y pătrat și cu minusul de față, plus. Plus 3y pătrat. Așa. În y să urmărim. 15. Cât face? 20. Minus. Apoi am minusul din față. A, bine. Bine. Să fie așa. Dar cred că n-aveai de unde fiți plus amândouă. Cât ai zis? Minus 21. Cam plus 21 și cu minusul din față. A, așa, minus 21. Bine. Bun. Bine. Tu zi întâi cât faci acolo și apoi, așa, dacă să mai fii confuzii. Da, așa. Și că plus 30. De ce plus 30? Ea minus și minus. Așa, plus 30. Și acum, egal cu? Pătrat cu... Avem minus acum. Da. Ia să vedem x pătrat. Unde avem? E... Ai nu aici. 3, 24. Și cu 24. 30 x, da, da. Deci vine că... Are minus acolo. Da, minus 6 x pătrat. Uite și tu pe căițelul tău. Mi, aici vine plus... 24 minus 6. 18 plus 18. Deci 18 x pătrat. Bun. Și 18 x y unde mai avem? Minus 18 x y. E minus 1 x y. Minus x y. Nu mai primim unul, să se înțelege. Și pe ea să pic, ca să nu mai... Așa, hai să zicem. Și x pătrat, x, y, x, y. Perfect, și acum avem x.
minus 11 pe x, minus 11 pe x plus 72x vine plus 61x. Plus 61x. X. Y pătrat. Minus. Minus. Nu. Deci minus 12y pătrat plus 3y la a doua vine minus 8y la a doua. Minus? 9. 9. 9. 9. Y la a doua. Mai am y plus 17y minus 21y este minus 4y. Minus 4y. Și 7 plus 30, 37. Plus 37. Asta este rezultatul, da? Trebuie făcute foarte multe chestii de acestea, pentru că aici vedem și legea semnului mulțire și adunarea scădere, pentru că reducem termenul semne, asta facem. Deci trebuie făcut antrenament încât să meargă cu viteză maximă și cu siguranță totală. Că altfel, de ce mai facem un pom? Vreau să vezi cum crește viteza datorită siguranță și în care vorbim. Termenii asemenea sunt, e vorba de să fie aceleași litere la aceeași putere. Da? Aceeași litere la aceeași putere. Zicem, y de x, y, egal cu minus 3, pe lângă minus 2x plus 5y minus 7, totul de mulțit cu 4x minus y plus 5 minus plus x minus 3 pe lângă 5x y minus 2x plus 1. Și minus aici. Minus. Egal. Cu 6x. Da. 6x. Plus minus 15y. Cât? Minus 15y. Da, plus minus, adică minus 15. Așa. Deci tu spui final, plus minus, final. Minus 15 y. Așa. Plus 21. Da. Tot într-o paranteză. Da. Minus și rog treaba, deși au dispărut. Da. Da. 4. Pe lângă 4 x minus y plus 5. Minus. Minus. Și 5x y la x la a doua. Mai sigur. Deci 5 minus x la a doua, y minus deschid în paranteza, așa spun. Minus deschid în paranteza. 5x la a doua. 5x la a doua y, y, da. Minus 2x la a doua. Da. Plus x. Plus x. Minus 13, 15 xy. Da. Plus 6x. Da. Minus 3. Exact. Corect. Egal cu? Um, 24x. La a doua. La a doua. Vezi? A trebuit spus mai la a doua, dar tu nu ți-e clar de ce. Păi da, păi x ori x la a doua. Așa, da, pentru că e 24. Da, deci, trebuie să spui, cum să spun, avem, greu cu voi, nu avem nici noi voi să greșim. Dar dacă mai prins pe mine că am zis x, tu să știi x la a doua, domnule, cum să fie așa? Păi nu x ori x? Asta înseamnă să fii sigur. Da? 24 x pătrat. Hai. Minus 6 x, y. Da.
Plus 30 x. Da? Plus 30 x. 30 x. Minus 4, 5, 6, 4. 60 x, y. Minus 60 x, y. Așa. Plus 15 y la a doua. Da. Plus 15. Cât? Minus 75. Minus 75. Y. Y, da. Plus. Da. 84 x, da. Minus 21 y, plus 105. Plus 105. Minus. Minus. Minus 5 x la a doua y. Minus 2x la a doua plus x minus 15 x y plus 6 x minus 3. Deci este, cum ai spus, minus 5 x y. 5 x la a doua y. Da. Plus 2x x la a doua. 2x pătrat, da. Plus. Stați. Minus. Plus x. Deci plus x. Nu, minus. Era ca minus înainte. Unde vor fi minus. X-ul ăsta și cu 6. Minus. X-ul ăsta și cu 6 x fac? 7 x. Plus 7 x. Și minusul din față vine minus 7 x. Da. Plus 15xy. Plus 15xy. Și plus 3. Plus 3 egal cu. Uh, 26x la a doua. 24. 26x la a doua, da. Minus 66xy, stați, da? Plus 15y, așa. Vine minus 51xy. Deci vine minus 51xy. Sigur, da? Da. Minus 51xy. Plus. Cum faci 51? Nu mai fac o dată. Păi 66 plus 15. Corect. 51. Da. Minus 51 da. XY. Mai departe. Un X. 30X minus 7X plus 84. Deci. Vine 0. 114X. 114x. Minus 7. 107x. Deci plus 107x. Plus. Asta să vedem. Plus 10. Nu. Stați unde mai este y la a doua. Da, nu avem y la a doua. Nu avem, da. Deci plus 15y pătrat. Și termen liber? Păi Y-ul s-a dus... Nu, Y-ul... Mai avem și cu Y, da? Da. Minus 97 Y. Minus 96 Y, da? Da. Că nu mai avem parte asta. Minus 96 Y. Da. X-ul parcă am făcut. Da. Da, da. Am făcut. Termen liber. Termen liber. Plus 105.
Mai avem. Și pe 3? 103, 108. Veți aveți un pic mai bine, adică mai repede. Dar, cum să spun, antrenamentul făcut foarte mult aici, n-ai voie să stai, plus, minus, minus, plus, mecanic merge. Merge mecanic, adică merge automat în sensul că tu ai foarte clare lucrurile acelea. Mai facem curul să vezi că eu am dreptate. Cu cât mai mult antrenament, cu atât mai bine. Mario la... La engleză. Uh-huh. Deci, e de X, Y, egal cu 3X minus Y plus 5, totul pe lângă minus 2X plus Y minus 7, plus 4x minus y minus 1 pe lângă minus 2x plus 5 minus 3. Hai să mai zicem și aici un 2 și aici un minus 3. Egal cu. Ia să vedem, dar repede, repede. Știi cum are aici, nu? Din nou să repede, dar... Nu-l lași afară, că data viitoare mai stimi cu dată. Ia, așa, pe lângă minus 2x plus y plus 7 plus 8x da. Minus 2y minus 2. Tot într-o parte. Înmulți cu? Cu minus 2x plus 5 minus 3. Plus 5y, am să spun. Da. 5y. Minus 3. Da, da, 5 minus 3 da. Face 12. Da. Egal cu? Minus plus 18 x la 2. Da. Minus 9 xy. Da. Plus 63 x. Așa. Minus 6xy da. Plus 3y la 2 da. Minus 21y da. Plus 30x plus 30x da. Minus 15y da. Plus 105, da? Da. Plus minus 16x la 2. Da.